te va prinde și mai mult. Subiectul creșterii pensiilor în condițiile în care avem o inflație de 16%, veniturile sunt mizerabile în România pentru pensionari, a devenit un fel de subiect de bășcălie națională. E o licitație. Unii dau 10, unii dau 15, unii dau 20, unii dau 27. Fiecare dă cât vrea, ca și când cei 5 milioane de părinți, bunici, de-ai noștri, se uită la subiectul ăsta și parcă li se pare ireal. În momentul în care vorbești despre un subiect într-atât de sensibil, mie mi se pare că trebuie să fie discuții publice puține și soluții concrete și exacte. Și rapide. Cum ți se pare ție, mai ales în contextul în care tu ai vorbit foarte mult în apărarea acelora care nu prea mai pot să se apere, mă refer la cei mai în vârstă? Este un subiect electoral, pur și simplu. Este un subiect electoral, este o bătălie între absolut toate partidele aflate la guvernarea asta rotativă, asta infinită, în care ne scăldăm de ani de zile. Nu există absolut niciun fel de concluzie și nu cred că există absolut niciun fel de soluție și pur și simplu cred că sunt subiecte. Numai că, pentru mine, oamenii care vorbesc despre acest subiect, adică politicienii, sunt toți niște nenorociți. Este un cuvânt, nu e un cuvânt, nu este nicio, mă rog, o înjurătură sau o jignire. De ce? Pentru că toți bătrânii, toți oamenii în vârstă, bunicii noștri, care se uită la toți pensionarii care se uită la televizor în fiecare zi, închid televizorul și își spun ăia care au cu cine să mai vorbească, da? Celuilalt, da? Partenerului, îi spun. Au zis că o să ne mărească cu 10%, ai văzut? Cine a zis? X. Deci cu 10 a zis? Da. A doua zi iar deschid televizorul. Văd altceva. Închid. Deci dacă ne mărește cu 10%, noi o să avem cu 60 de lei în plus. Deci cu 60 de lei în plus, noi o să mai cumpăr. Ei vorbesc asta în fiecare zi, animalelor ce sunteți. În fiecare zi își calculează ultimul leu. În timp ce voi. Cât e un salariu de parlamentar? Nu știu. Câteva mii de euro, da? Chiar nu știu. Mare. Da. Voi stați acolo pe câteva mii de euro, cu șoferi, birouri, la cald, nu vă interesează. Bunicii voștri și părinții voștri sunt bine îngrijiți pentru că vă permiteți. Și oamenii ăștia își numără niște bănuți care nu există, care sunt niște titluri în niște știri. Voi, negociindu-vă astfel, procentele electorale, care a zis așa? Ăla a zis că ne dă, ăla n-a zis că ne dă. De fapt, vă bate joc. Așa cum v-ați bătut joc cu facturile, care ce să vezi, stai-mă un pic că nu mai crezi chiar așa. De ce? Că ați măsurat imediat reacția publicului și au măsurat toți aia din Europa, bat jocura pe care o faceți cu oamenii și nu puteți să măriți, chiar nu mai puteți să vindeți cu 4.000, să vindeți cu 1.000. E enorm oricum! Piața trebuie reglementată de... E enorm! 1.000 e enorm! Este enorm! Nimeni nu știe să calculeze ce vorbiți voi la televizor. Asta este bătaia de joc. A ține oamenii vulnerabili în frică. De orice fel. Bă, ne măresc? Nu ne măresc? Vine factura? Dăm drumul? Ce bine că-i cald. Bunicii noștri astăzi sărbătoresc în fiecare zi că afară-i cald ziua și că noaptea se răcește nu într-atât încât în casă să fie sub 10 grade. Deci ei încă au în casă 14 grade. Știți cât se bucură? Eu și cu tine nu știm ce înseamnă 14 grade în casă. Noi nu știm. Mie mi s-a stricat centrala odată. Era să mor. Adică alea câteva ore noaptea aia, am crezut că mor. Nu s-a ajuns, probabil erau 20 de grade sau 18. Gândiți-vă că acești bătrâni stau cu mâinile alea cu care ne-au crescut degerate. Așa, așa stau, degerate. În case. Și voi vă dați jos în costumele alea mișto de câteva mii de euro la Parlament, intrați... Cu salariu de 18.000 de 700 de atâta lei. Atâta e un salariu? Da. Ok. Deci cu salariu de 5.000 de euro pe lună și vă bateți joc, mă. Vă bateți joc, efectiv, călcați pe ei. În fiecare zi când vă duceți la guvern, la Parlament, călcați pe ei, călcați în picioare și continuați să mergeți. Și copiii acestor bunici și acestor părinți și acestor pensionari, zic că asta e.
înainte să ieșiți în stradă sau ce credeți voi că faceți pentru voi, înainte trebuie să ne apărăm părinții și bunicii, zic eu. Soluțiile astea care, de fapt, nu sunt, că astea nu sunt. Nicio soluție. De când știi de acest subiect? De când? Păi tu ai ajuns să vorbești azi, când e frig, când îngheți în casă despre ce trebuia să rezolvi, atunci când, domnule Ciucă, ați dat ordonanță pe 30 iunie 2022, acum, să închideți 650 de megawatts de la 1 ianuarie. Acum ați dat. V-ați dus la Bruxelles, v-ați întors fără nimic, cu coada între picioare? Păi de ce nu l-ați luat pe Popescu de ochelari și l-ați tras acolo? Unde era Popescu când v-ați dus acum să vorbiți la UE, să anunțați și să facă Popescu schimbarea, să spună nu mai putem să închidem? Știți ce am promis noi cu energia verde? Nu se mai poate face, că murim. Și că suntem efectiv niște imbecili că facem asta, când noi avem nevoie de energie. Se știe? Ați văzut în presă această ordonanță? Căutați-o! A fost dată pe 30 iunie 2022. Căutați de cine a fost semnată. Ce miniștri n-au semnat? Vă spun eu. Ministrul de interne n-a semnat, a semnat domnul secretar de stat. Care? Care? Singur. De la MAI. N-a semnat domnul Bode, a semnat domnul Arafat. Această ordonanță dată pe 30 iunie. Verificați presa ca să știți ce s-a dat. Cum se închid de la 1 ianuarie producția pentru 650 de megawați. Azi, că suntem în criză. De ce? Pentru că a zis eu mai de mult, știți, cu energia verde și când nu știu ce. De-aia.